Dezbateri Deprinderi Direcții O perspectivă 3D Stimați prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii O Perspectivă 3D. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți cu noi aici pe această platformă media. Astăzi am pregătit un subiect cu totul și cu totul special, unul adaptat la momentul de sărbătoare a zilor noastre, și anume am vrea să vorbim despre învierea triumfătoare lui Hristos, a Domnului nostru, a celui care a biruit moartea pentru totdeauna și păcatul și pe cel rău. Ne dorim ca în ediția de astăzi să discutăm despre o pledoarie pentru învierea lui Hristos. De fapt este pledaria, pledoaria Apostolului Pavel, o pledoarie frumoasă în 1 Corinteni, capitolul 15, pentru dialogul nostru de astăzi am plăcerea și bucuria să vi-l prezint pe Mihai Giurghiță, este fratele nostru din Timișoara. Mulțumim radio Vocea Evangheliei Timișoara Că ne găzduiește aici pentru această emisiune Mihai, bun venit în emisiunea noastră Daniel, bine te-am găsit Și mă simt așa onorat că acasă la mine în Timișoara Să fii printre timișoreni și nu doar Și celebra remarcă azi în Timișoara Mâine în toată țara Și chiar aș saluta pe videoascultătorii noștri Cu Hristos este viu în vecii vecilor Pentru că vorbim despre teme interesante pledoria despre învierea lui Iisus Hristos și până aceasta este realitatea și avem acest obicei frumos. Hristos a înviat, adevărat este viu în vecii vecilor. Amin, adevărat a înviat. mi a luat-o înainte, am vrut eu cumva să salut pe ascultători și pe telespectatori. Într-adevăr, acest adevăr, a realitate a învierii lui Hristos ar trebui să fie una permanentă în viața noastră, zi de zi, nu doar o dată pe an, să ne salutăm și să acceptăm acest adevăr al învierii lui Hristos. Aș vrea ca în ediția de astăzi să ne aplecăm mai mult asupra textului scripturii Mihai. Spuneam, Mihai este din Timișoara, slujește aici, în Biserica Harul, o biserică creștină pe Evanghelie, este prezbiter, căsătorit, doi copii, psiholog de profesie, și mai multe lucruri îl las pe el dacă e nevoie să mai completeze aici. Da, mulțumesc, Daniel. Cred că ai numerat destul de bine, dar cred că cel mai mare privilegiu, toate aceste îmbinate, nu au fost la întâmplare și poate m-aș numi așa, cum spune și Apostolul Pavel, robului Hristos și acest lucru aș vrea să se vadă în carieră, în slujire și m-aș rezuma cu robul lui Hristos și de ce nu, împreună cu o partener cu, cu voi și cu partenerii unii cu alții. Este cel mai frumos lucru. Mulțumim mult încă o dată pentru uh, disponibilitatea ta de a fi aici și de a aborda acest subiect și vom intra în uh, subiectul nostru de astăzi și prima întrebare ar fi aceasta E greu sau ușor să admitem învirea lui Hristos? Pun această întrebare pentru că noi creștini în mediul evanghelic ne-am obișnuit cumva cu acest adevăr nu mai avem dileme, nu ne mai punem întrebări, dar trăim într-o societate în care încă destul de mulți, destul de mulți se mai confruntă cu suspiciuni, sunt sceptici, au dileme, chiar unii neagă învierea lui Hristos și cred că o astfel de întrebare este bună. Da, Daniel, este foarte bună și Aș începe să răspund cu, este ușor în mediul nostru sau printre prieteni de-ai noștri sau cei din mediul nostru, din biserică, în mediul bisericesc, foarte ușor vorbim. Suntem uh, normal la câteva zile după înviere, după ce am celebrat uh, învierea triumfătoare a Domnului Iisus Hristos și foarte ușor, cum spuneam, saluturile de Hristos a înviat, este viu în vecii vecilor, ușor printre noi. Uh, cred că devine un pic mai greu în uh, momentul când noi ieșim din sfera noastră, din area noastră în care suntem obișnuiți cu prietenii noștri. Și pot să spun din propria experiență: personal am ales uh, să termin într-o facultate și, în uh, momentul profesesc ca și cadru didactic, și am vrut în mod special să fiu printre în mediul like, printre copii, printre elevi care au atâta nevoie să audă Evanghelie, să audă cu adevărat despre existența unui Dumnezeu fiu, existența unui Fiu de Dumnezeu cum este Isus Hristos și chiar de ce nu am avut atâtea situații. În care, împreună, chiar la orele de uh, momentan, când predau educație socială, inevitabil discutăm tot felul de subiecte, pentru că îmi permite și disciplina să discutăm chiar despre Dumnezeu, despre întruparea lui, despre învirea lui. Și au fost nenumărate cazuri când, într-adevăr, au fost întrebări destul de dificile, mai ales uh, elev, o uh, vârstă un pic mai înaintată, uh, în care te pun puțin în. Uh, gard în care să fii foarte atent ce cuvinte îți alegi să vorbești cu ei, pentru că sunt foarte atenți. chiar că noi de multe ori credem că nu prea știu ei multe, să știți că dragi prieteni știu foarte multe uh, surprinzător chiar am avut într-o clasă un elev care au știut mult mai bine decât mediu, am avut uh, nu dau nume de denominațiune care știu mult mai bine întrebările sau legate de anumite evenimente care au avut loc chiar acum de perioada, perioada Paștelui, deci cred că este un pic mai dificil în mediul laic și uh, ai parte de anumită zic așa, bariere, anumite bariere care te pun în dificultate și atunci cu adevărat conștientizezi și tu, automat stai mă cât de benefic este sau da, s-a întâmplat, e o realitate clară și nu mai trăiești în acea, hai să numesc așa în ghilmele, acea bulă în care a, e bine, e fine, ne simți bine, dar acolo cu adevărat ai provocări, dar bineînțeles și satisfacții când vezi dorința multora elevilor sau colegilor și a fiecare unde suntem la locul de muncă, în care să uh, avem pe urmă este și onoare, este, cred, personal Daniel, cred că este o onoare în care noi, până la urmă, suntem ambasador urmașului Iisus Hristos și putem da, chiar cu greută, să zicem de multe ori, pentru că avem și colegi, profesori care unii chiar nici nu interesează nu vor să intre în discuții cu tine, dar automat, culmea, acum copiii la rândul lor, apoi am avut un caz interesant în în, în care nu au vrut să discute. Eu înainte am avut o discuție cu, uh, cu elevi și automat au abordat-o pe doamna profesoară cu același întrebări și zice ce le-ați făcut un profesor elevii uh, elevilor că au venit să mă bombardeze cumva cu discuțiile care au fost și n-am avut în control. Uh, deci uh, nu e simplu pe partea cealaltă laică, nu e mult ușor în mediul nostru, dar uh, se merită și este frumos. Într-adevăr, e importantă învierea lui Hristos și Apostolul Pavel, chiar în versetul 12, din capitolul 15, acest capitol frumos în care îl face această pledoarie pentru înviere, unde dacă se vestește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi, iată și în vremea aceea unii spuneau nu este o înviere a morților. Cât de importantă e credința aceasta în învierea lui Hristos, Mihai? Eu pot să spun că este, hai să zic așa, să-mi combin moartea și învierea personal sunt inseparabile. Am putea să le numim sufletul Evangheliei. Deci nu vorbim doar despre înviere, pentru că fără o moarte n-ar fi fost înviere și atunci îmi place să sumarizez, să zic că moartea și învierea sunt sufletul Evangheliei și bineînțeles că când vorbim despre credință, poate e poate bine de subliniat, credința noastră nu se bazează pe ceva ce Uh, cum să zic, ceva ce nu știm noi uh, și poate să abordăm puțin mai încolo uh, aspectul acesta sunt niște dovezi reale, clare indiferent cât de mulți sceptici au fost și atunci și avem și acum, bineînțeles, că s-a transmis acest lucru, uh, totuși credința noastră te spunem bine de sublunia, se bazează pe lucruri reale, nu-i doar așa uh, avem noi multe expresii sau alții ne zic crede și nu cercetează, ceea ce nu este adevărat ci chiar ne îndeamnă, crede și cercetează și uh, o să-l descoperi deci cred că este foarte important chiar apostolul Pavel tot în capitolul 15, dacă nu mă știu, mai jos, uh, prezintă acest aspect uh, legat de credința noastră, pentru că, să găsesc versetul, uh, da, continu cu versetul 13, dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat, și dacă n-a înviat Hristos, atunci profudirea noastră este zadarnică, și spune, zadarnică este și credința noastră. Deci este foarte, foarte importantă, ca, cum spuneam, uh, credința noastră nu este doar așa... Uh, eu știu, habar n-am ce o fi, credem și noi în ceva. O nu? iluzie. absolut, mă mulțumesc, o iluzie, ce este ceva faptic, dovedit, real, unii experimentând, o să discutăm probabil mai încolo și este foarte, foarte importantă, pentru că altfel noi am fi niște martori mincinoși, spune versetul 15, bani că noi suntem descoperiți ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos din când practic nu l-ar fi înviat, dacă este adevărat cum o să vedeți. Deci, credința noastră este foarte importantă, se bazează pe dovezi clare, reale și nu doar. Experiențele care am avut și, din nou, cred că o să abordăm în următoarele întrebări, deci este foarte important. Fără credință, cum să spunem, este cu neputință. E, e esența. Pentru că spune uh, Dumnezeu în uh, chiar Ioan 16, că oricine crede uh, și doar și în România și mai departe va fi mântuit. Deci, credința este bază, este esența ca noi să depășim, să... Uh, hai să zic așa, să pipăim în ghilimele și să intrăm în drumul acesta al urmării cu Dumnezeu, al pășirii pe acest pământ. Deci credința este foarte importantă, este esențială. Credința, bineînțeles, în Iisus Hristos. Bun, odată ce am lămurit aceste aspecte importante și am pus bazele, te-aș provoca să intrăm în miezul acestei pledoarii ale Apostolului. Pavel și aș vrea să ne uităm un pic la modul în care el argumentează și se poziționează pentru învierea lui Hristos. Noi știm că Apostolul Pavel nu era dintre cei 12 inițial aleși de Mântuitorul Iisus Hristos, însă s-a bucurat de un har special, Domnul Iisus Hristos i s-a revelat în mod personal când pleca în drumul acela spre Damasc, și a avut parte de o chemare aparte din partea domnului Isus Hristos și l-a chemat la lucrarea aceasta specială, dar uh, el a înțeles acest adevăr al învierii lui Hristos și toată viața l-a vestit, l-a propovăduit. Așadar, să ne uităm un pic la modul în care el argumentează și se poziționează pro înviere. Da, uh chiar ne ajută foarte mult acest capitol 15 din cartea lui Pavel, apostolului Pavel către Corinteni și hai să citim așa, spune în versetul 1, vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, Altfel de geaba ați crezut. Și începe, așa zis, cum spunea și doar reală pledoarie, v-am învățat înainte toate, așa cum am primit și eu și cum spuneai, fac o paranteză, acea revelație specială, care apostolul Pavel a avut acea relație specială în care se întâlnește cu Mântuitorul pe drumul Damascului, cum menționai, foarte bine și nu doar, după care începe, că noi credem că deodată apostolul Pavel intră în, în lucrare, dar el merge în peninsulele Arabiei, petrece acolo de câțiva ani împreună, adică. perioada de formare. Absolut, perioada de formare în care înțelege atât de bine, și spune spune, gură către gură, dacă n-a avut parte de experiență cu Motor nici trei ani, are el parte acolo, separat, se ocupe Iisus Hristos și spune. Uh, și uh, spune felul următor: 3, v am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după scripturi, și o să vedeți că o să descoperim uh, și putem să punem niște baze, uh, și vorbeam de anumite dovezi, că credința noastră se bazează pe dovezi clare și una dintre dovezile mari de bază care este, este scriptura. Adică spune: uh, Hristos a murit a fost confirmat, notat în, în Scriptură, pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi tot după Scripturi. Deci, în Biblie și -o, au încercat foarte mulți oameni de-a lungul anilor, secolelor, chiar să combată, să vină, să ne demonstreze, n-ar fi existat dovada istorică, fizică a Mântuitorului Iisus Hristos umblând pe pământ printre... Printre pământeni și chiar bineînțeles după aceea în pentru că știau atât de bine, pentru că nu, cum spuneam, nu puteai să separ uh, moartea din Viere, să fi fost uh, doar a murit cum sunt și ceilalți. Uh, așa zici, mântuitor, în ghilimele la alte religii, deci spune că este consemnat în Scriptură, că a înviat, apoi spune foarte interesant deci hai să vedem, consemnăm Daniel, prima oară, o bază reală care este încă și acum pentru noi, că spunem, stai puțin el a trăit atunci hai să-l revela special, cum se poate revela mie? Păi și aici chiar într eu nu avem timp să discutăm experiența mea personală în care m-am întâlnit efectiv cu Isus Hristos în Scriptură luând Scriptură, într-o țară străină am început să citesc, mi-a dat un și am putut să-l descoperă pe Iisus Hristos în Evanghelie, în care mi-am dat seama ce a făcut pentru mine, că îmi poate ierta orice păcat. Și acolo îi auzeam vocea, și acum știu că putem intra în anumite sezii când cineva au de vocea să fie diagnosticat într-un fel, dar în conștiința mea și nu doar, apoi prin credința în, în, el să-ți vorbească. Să... Deci una dintre bazele solide care încă este, este Scriptura și știm că de lungul anilor oamenii au încercat să distrugă, să ardă, să nu este dovezi și este, din ce știu, ce, cele mai veche, chiar cea mai veche uh, carte încă, care rămâne și așa mai departe. Deci avem Scriptura și îmi place un alt lucru, o altă dovadă uh, care sunt, -a, a fost îngropat și am vedea pe Scriptură versetul 5 și s-a arătat lui Chifa apoi celor 12. Deci, uh, pe lângă faptul că avem dovada încă palpabilă, atunci, în vremea respectivă, au fost aparițiile lui Susistos. Și din ce știu sunt consemnate cel puțin 11 apariții, a 12 ar fi când Vesetul 8 după, spune după aceea, după ei, după ce li s-a arătat lor, și mie ca unei stărbituri, spune mi s-a arătat și mie. Deci avem consemnate în, 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 în scriptură 11 apariții. Spune, să arăta lui Chifa, s-a arătat femeilor, Nu avem timp să uh, Sigur. Să, în, în, să anunțăm sau să anunțăm în câte locuri se găsește, dar sunt sigur că sunt consemnate cel puțin 11 apariții și lui Pavel. Deci Și uh, la vremea aceea mă scuză, uh, martori erau în viață când scria apostolul Pavel. Acum citeam, următorul verset spune după ce versetul 6, s-a arătat la peste 500 de frați deodată și culme, cum spune Daniel, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață iar unii au dormit, unii au, au murit. Deci ceva de genul pledoaria face Pavel dragilor, uitați, nu mă credeți pe mine că mi s-a revelat, ok, bine, ai tu interesele tale. Nu cred că s-a arătat ucinicilor și putem intra în discuții legate de chestia aceasta. Dar dacă, uite, nu mă credeți pe mine, nu credeți pe ei. Majoritatea, cum citeam aici, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Deci, ok, nu vreți cu mine, mergeți să întrebați pe ei care n-au trăit, n-au stat, dar îi s-a arătat un blând cu el și așa mai departe. Deci, e, Ar trebui să ne gândim și, pentru că cumva timpul ne presează în direcția această uh, aceasta a misiunii, uh, ar fi bine, dragul meu ascultător, poate ai prieten, poate ai tu anumite moriri, ca și tânăr și așa mai departe, să stai să te gândești, stai puțin, poate mie încă nu mi s-a revelat, poate da, am auzit de la părinții mei, mergând biserică, am auzit multe, multe informații de genul acesta. Cei de atunci, cei de atunci au putut să meargă la modul fizic, să întrebe, dragul meu, am înțeles că uh, ți s-a revelat Hristos, spune cum s-a întâmplat. Și atunci putem pe bună dreptate să fie întrebarea bine, dar cum aș putea să verific eu acum? Uh, și intră aici o altă, o altă dovadă fizică. Îmi place foarte mult biserica. Deci, biserica este de-a lungul secolului, spune Hristos: Nimeni, scap acum referința, uh, pentru că eu sunt cel care am, parafrez acum, uh, voi construi biserica și nimeni nu va putea să beriuiească porțile locuințelor, nu vor birui. nu vorbim pentru că eu sunt Hristos, eu cel înviat, eu cel vin vecii vecilor, uh, dau mandatul cinicilor și mai departe, noi suntem urmașilor. Deci, mărturile vii continuă de-a lungul secolului, de-a lungul generațiilor, noi aici de față, și alții, cum spunea, prieteni și nu doar, care ne vor urmări, pentru că sunt sigur că sunt și mulți prieteni și chiar mulți elevi uh, care vor urmări. Și, uh, da, chiar... Uh, chiar ziceau cum mă întrebau când o să mai fie un alt, un alt interviu, nu la live, de deci, aceea îi salutăm și uh, îi, îndemnăm să, să, se uite, să ne întrebe mai departe. Noi suntem mărturii vii, uh, biserica de-a lungul secolului care nimeni n-a putut nici nazismul și multe alte situații, din nou spun, avem timp să tratăm, deci încă o altă dovadă este biserica. Și Daniel, dacă îmi permiți, încă un, 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 o dovadă de foarte multe ori, vedeți, când mergem la mormântul cuiva sau la anumiți uh, eroi ai credințelor, găsim acolo în mormânt că există o semintele, oase și mai departe, însă singurul care niciodată până acum n-au putut să găsească este trupul Iisus Hristos. Hristos, adică mormântul lui Hristos, este gol și mulți au încercat cercetători, uh, dovezi arheologice de toate, adică de orice ordine au încercat să vadă, să găsească mai undeva să-i găsim trupul. N-au putut să-i găsească pentru că însuși Iisus Hristos a înviat și au luat alt trup, trup de slavă, bineînțeles. Deci încă o altă dovadă în care vedem cum încă credința noastră, poate unii crede așa, parcă crește cu treaptă mai sus și chiar dovada faptului că mormântul este încă gol, nu-i găsim și trupul lui a fost înviat. Slavă Domnului pentru această biruință a Mântuitorului nostru! La Apostolul Pavel, aici în versetul 10, prin harul lui Dumnezeu, sunt ce sunt, și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Uh, și aici el este conștient de beneficiile, de binecuvântările pe care Hristos le-a dus asupra sa. Din firul acesta logic al argumentației Apostolului, reiesc câteva beneficii ale învierii lui Hristos, Domnul care n-au fost doar pentru apostoli sau doar pentru apostolul Pavel, ci sunt și pentru noi cei de astăzi, din secolul 21, urmașii Domnului aceia care credem că El a murit, a înviat și de fapt spun cercetătorii că în versetele 3-4 acesta era un crez care circula în Biserica Primară. Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Ei cumva și-au însușit acest creșt și era o realitate în viața lor. Aș vrea, Mihai, să ne uităm la câteva din beneficiile învierii lui Hristos. Da, foarte bună întrebare și provocatoare, pentru că noi ne gândim și, știi... Mihai, Daniel, da, vorbiți perspectiva cerească, de lucruri, dar noi suntem aici pe pământ și ce, de ce putem beneficia aici pe pământ și apoi, bineînțeles, abordăm și perspectiva spirituală cerească. Păi, din nou, ne ajută foarte mult capitolul 15. Mă gândesc acum la versetul aici, avem în față, versetul 17, spune Pavel, dacă n am înviat Hristos, cum spuneam, credința voastră este zadanică și culmea, voi ați fi în păcatele voastre încă. Și prin urmare, tot cei care au murit până acum în Hristos ar fi perduți. Deci, unul din beneficiile de bază care le văd și din nou spun din perspectiva mea personală, pentru mine a fost o presiune imensă știind ce viață am dus -o înainte, viața de sportiv, de parte de Dumnezeu și am păcătuit, păcatele încă apăsau în mintea, în inima mea și era un bolovan imens care m-a păsat. dar în momentul cum spuneam m-am -am întâlnit uh, cu Iisus Hristos în Scriptură și am înțeles că îmi poate ierta orice păcat al meu, wow, a fost o chestie cum să numesc, e ce face de neexplicat, când ai poveri grea, imensă și n-ai cum să o dai jos, efectiv am înțeles, spune aruncați asupra mea toate poverile, toate păcatele voastre, efectiv în momentul în care am înțeles acest lucru, Daniel, așa dragi prieteni, dragi ascultători, le-am aruncat. Am simțit o eliberare imensă în care am zis, wow, orice păcat Hristos mi le poate ierta. Deci, unul dintre cele mai mari beneficii și ce vorbim și pe plan, pentru că eram aici și încă sunt pe pământ, deci perspectiva aceasta spirituală și fizică în care trăim în lumea aceasta, povara că nu păcatele mele poate să fie iertate. Și toate se bazează pe faptul că am murit și am viat și prin credință și prin mărturisirea păcatelor mele, Hristos mi le, uh, mi le poate ierta. Deci, un mare beneficiu este Că păcatele noastre sunt uh, iertate. Uh, și îmi place versetul nostru. Aș putea să-l numesc așa, ar fi un chiar la motiv Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejde în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Chiar uh, perioada aceasta, sărbătorii, uh, celebrăm, fiecare ne am pregătit din toate puncte de vedere, mesele îmbelșugate și așa mai departe. Vedeți că apare... Apare momentul când se termine sărbătoarea, se termine bucuria și zici, măi, ce mă mai leagă, ce mai îmi dă rază de speranță și așa mai departe să trăiesc, să am motivat și scop pe acest pământ? Păi tocmai însuși Iisus Hristos, prin acest verset în care spune, dragul meu, dacă tu ți-ai pus în nădejdea și, deși eu, da, fac o paranteză, te binecuvintez, am grijă să ai de toate, sănătate, binecuvântări materiale de orice ordin, mese îmbelșugate, toate aceste lucruri, dar... Toate acestea la am dat sunt pieritoare și pot pieri și voi vă bucurați și eu mă bucur să vi le dau pe deplin, dar când toate acestea sunt oameni, când nu mai au, apar depresii, nu știu tot felul de decepții, din toate punctele de vedere, chiar de ce nu în, în, în dezamăgiri. Dezamăgir, de dar când te duci și te gândești la acest lucru care îl spune Hristos, dacă nu ai pentru viața aceasta, ți-ai pus încrederea în Hristos, pentru că sunt mulți, Daniel ar trebui să punem paranteza, facem o paranteză în care mulți se gândesc, mă, e bine cu Hristos, am auzit că la voi acolo că ei și așa, vă ajutați, sunt de toate și când mi-e greu, ceva gen lampa lui din frecăm lampa, Hristos vine, ne ajută, după care... SOS-ul. Așa, sos și Și lăsăm deoparte. Nu, Hristos vrea să spună, dragul meu, ne spune și nouă și ne reamintește din nou și nou, Daniel, dacă cumva nu pentru viața aceasta ne-a pus ne deja. Chiar spun, e culmea ce spun, suntem cei mai nedorciți dintre oamenii. Deci, pe lângă perspectiva fizică, aici lumească în care trăim, cea mai mare perspectivă, vorbim despre perspectiva cerească, nu se termină totul aici, pentru că spune, prin numare, tot cei care au murit, ce se întâmplă cu ei? Se, nu, nu, se termină, începe viața veșnică, ceva ce nu are sfârșit. Deci, după moarte, există viață și încă viața veșnică pe care o avem în Hristos Iisus, datorită morții și învierii Lui. Foarte frumoasă această perspectivă a Apostolului. În pledoaria aceasta, el aduce în discuție aspectul escatologic de care ai amintit, și o să citesc două versete, spune Apostolul, versetele 21 și 22. Căci dacă moartea a venit prin om, spune Apostolul Pavel, tot prin om a venit și învierea morților, și după cum toți mor în Adam, și o realitate pe care o vedem astăzi. Ne naștem, cum spunea cineva, pe rând și murim pe sărite. Tot așa, spune Apostolul Pavel, toți vor învia în Hristos. Și leagă învierea aceasta trupească de perspectiva învierii lui Hristos. Și aș vrea să ne mutăm așa un pic în partea aceasta escatologică și să înțelegem argumentația Apostolului Pavel ce vrea să ne spună nouă unor oameni muritori care trăim sub dominația aceasta a morții, moartea este încă la ea acasă, deși Hristos a biruit-o, va veni un zi în care moartea va dispărea, tot apostolul Pavel spune aici, va fi înfrântă definitiv, însă moartea aceasta fizică este și o consecință a păcatului intrat în lume, dar frumusețea este că prin învierea lui Hristos, moartea nu are ultimul cuvânt, ci doar un cuvânt temporar. Așa este, chiar spune Hristos, eu sunt cel care am biruit moartea. Aș cita din nou, din, tot din capitolul 15, un capitol incredibil, aici avem o evanghelie completă, Pavel spune versetul 24 în urmă, după ce spune ce frumos a citat că toți vom învia la rândul, fiecare la rândul cetelui, lui, la vremea lui, în urmă spune va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul a fost supus, înțelege că afară de cel ce Totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Îmi place să vorbesc foarte mult despre uh, perspectiva aceasta, uh, amintea escatologică a vremilor din urmă. Și acum știu că sunt multe dezbateri, nu o să intrăm în ele, fiecare amile nici uh, post și așa mai departe, dar aș vrea să privim perspectiva reală. Adică va fi o a morților, credem acest lucru, va fi o revenire a lui Isus Hristos în slavă, pe nori, în care va veni să-și răpească biserica lui și biserica sunt toți aceia care își pun încrederea, credința, nădejdea că el se va întoarce, va fi acea perioadă acelui celui necaz, deci aici ai un punct sensibil în care trece biserica prin necaz, nu trece biserica prin necaz, nu este atât de important acest lucru, important este că chiar dacă ar fi să trecem prin necazul cel mare, primii trei ani și următate, următorii, Uh, indiferent când ai trece, dacă tu ești conștient că ți-ai pierde chiar viața, trupul acesta, perspectiva aceasta în care wow, se termină totul, nu, abia atunci începe totul. Asta este culmea. Noi suntem aici strânși și călători, spune Scriptura. Suntem aici cu un scop, suntem uh, cumva mandatari, adică de la Dumnezeu uh, am venit și tot de la Dumnezeu ne întoarcem. Problema se pune cum te vei întoarce? Uh, că vei fi executat, că vei avea parte de moarte fizică indiferent dacă tu te-ai asigurat, dacă noi ne-am asigurat, dragi prieteni, dragi ascultători, dragi videoascultători, telespectatori, ți ai asigurat veșnicia și vei trece prin acele vremuri, fiecare nu știu, cred personal că vom trece generația aceasta, vom fi răpiți de Iisus Hristos să vină să răpească biserica Lui, asigure-te că ai credință în Iisus Hristos. Asigure-te că chiar dacă poate nu vei trece să fii răpit, vei trece prin perioada necazului cel mare, nu te îngrijora că viața ta îți va fi luată din potrivă, bucură-te că Hristos te așteaptă în slavă, o veșnicie întreagă să-ți dea trup nou, trup de slavă și nu doar, lucrurile nu se, nu se încheie aici, să vorbește, dacă tot din punct de uh, escatologic, de împărăție de o de ani în care ne amintește că noi împreună cu Isus ce vom face? Vom prona, vom, vom, domni, vom fi mai mult decât biritori. E, e incredibil de aceea îmi place subiectul acesta escatologic în care, acum ca și tineri și mai ales cred că avem uh, majoritatea tinerilor care ne urmăresc în această emisiune, lor le trebuie o motivație mai mult, un scop mai mult. Ok, perspectiva acestea aici, ce mi se oferă după aceea? Ce va fi după liceu, după facultate, după căsătorie și așa mai departe? Dragilor, aici sunt lucrurile vremelnice suntem străini și călători. Este mult mai mult decât uh, o viață trăită pe acest pământ, ci o veșnicie întreagă și chiar îmi place să vorbesc cu filmul cel mare și îi spun, aduți, gândește-te, vei fi, vei domni, vei împărți, pentru că îmi spune Scriptura, cu pildă sa și nu doar, cu ceea ce Dumnezeu ne-a înzistrat, noi, în funcție de abilitățile, darurile care Dumnezeu în noi și le punem în negoț, toate acestea lucruri, la un moment dat, vor fi convertite și noi vom fi cu Isus Isus acolo și noi vom birui. Și lucrul acesta, parcă îl văd cum se înseninează ochii și zice, wow, ce va fi. Adică, dragilor, nu doar aici suntem cum suntem sau trecem prin dificultăți, în mod special viața veșnică, ceva ce fără sfârșit, în mod special prezența lui Iisus Hristos, prezența Mântuitorului printre noi, dar mai ales perspectiva aceasta în care când mulți zic, wow, ce voi face, mă voi pletisi, cum vor fi lucrurile, nu, nu avem cum să ne plictisim, noi vom fi cu Hristos, vom domni cu Hristos, datorită morții și învierii lui Iisus Hristos. Glorie Domnului, această frumoasă perspectivă de fapt ne conștientizează că ce urmează e mult mai frumos decât trăim noi în prezent, și, de fapt, Apostolul Pavel, în scrisoarea aceasta, tot în Corinteni, Bisericii din Corint adresată. Spunea ceea ce ochiul n-a văzut, la mintea omului nici măcar n-a ajuns, nu poate raționaliza, concepe, urechea omului n-a auzit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru copiii Săi. Aș vrea, Mihai, să rămânem un pic pe segmentul acesta al învierii. Și Apostolul Pavel cumva anticipează o întrebare a celor din vremea de atunci, o întrebare care trebuie să fim realiști, a rămas actuală și în zilele noastre. Versetul 35: Dar va zice cineva cum învie morții, cu ce trup se vor întoarce? Și aș vrea un pic să clarificăm acest aspect al învierii în trup, pentru că și după moartea în Domnului Iisus Hristos au fost unii care au emis tot felul de teorii, Hristos n-a înviat în trup, el a înviat așa în duh, acolo pe cruce n-a suferit Hristosul în trup, doar așa era o apariție și asta era un curent numit docetism în vremea aceea, deci a fost doar Duhul, spiritului lui Hristos, Hristos n-a fost acolo și astăzi unii spun cum să existe o înviere în trup. Chiar neagă învierea lui Hristos în trup și aici aș vrea un pic să ne uităm la argumentația Apostolului Pavel, aduce el niște argumente inclusiv din agricultură, din zona aceasta a cultivării semințelor care sunt puse în pământ și ele sunt aduse la viață de Dumnezeu, au un trup al lor specific. Da, foarte bine, îmi place. Ai pregătit toată platforma, spunem noi, minge la fileu, Daniel, și Pavel, slavă lui, că insuflat de Duhul Sfânt ne și răspunde acolo și putem răspunde și chiar o să ne folosim de scriptură. Dar prima oară aș vrea să citesc câteva versete care cumva răspunde și spune chiar așa mai dur, versetul 36 după ce a citit, nebun ce semen tu nu înviază dacă nu moare mai întâi. Și când semen, semen nu trupul care va fi, ci doar în greunte, cum se întâmplă. Fie de greu, fie de alte sămânță. Apoi, interesant, versetul 38, îi dă un trup după cum voiește și fiecare semințe îi du un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păstărilor, altul al peștilor. Tot așa, sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta trupurilor pământești. Îmi place versetul 41 și 42. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stia îmi place asta se deosebește în strălucire de o altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și și înviază în putere. Este semănat în trup firesc și în viață în trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tăi, Adam, a fost făcut în suflet viu. Al doilea, Adam, a fost un, un duh dădător de viață. Daniel, îmi stau și am stat aici cu mâna, îmi aduc aminte de un principiu al morții care aduce viață. Chiar Isus Hristos încă era în viață înainte de patimile lui, în Ioan capitolul 20 se folosește de principiul acesta al morții care aduce viață de natură, în Ioan capitolul 12 după ce vin niște greci să-l caute care au venit la prânz să-l caute pe Iisus Hristos, se probe de Filip și le întreabă unde este acest Iisus și la un moment dat Iisus Hristos răspunde lui Filip ca să meargă să răspunde grecilor și spune în felul următor a sosit ceasul să fie proslavit fiul omului și uitați-vă cum spune, Adevărat, adevăr vă spun că dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva o să mormeze. urmeze acolo unde sunt eu și unde acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl va cinsti. Vedem cum, chiar că am citat mai mult, automat cum spuneam, ne dă Apostolul Pavel prin curzirea Duhului Sfânt răspunsuri legat de trupul acesta în care uh, va fi supus putrezirii, uh, vom primi, alte spune Pavel, trupuri de slavă, va diferenția și am vrut în mod special să citesc și ideea cu greuntele de, uh, de Bob, care, în funcție de cât de mult, în ghilimele, ne lăsăm, uh, ca natura noastră, această firească, trupească, lăsăm să moară, adică egurile noastre, ambițiile, toate lucrurile care nu sunt cum Dumnezeu dorește ca să fim roditori, cum semănătorul alege cu grijă când pui cartofi, nu orice fel de, nu știu, cum arată cartoful, să-l pui acolo în pământ ca să dea, să dea cât mai mult rod. Așa suntem și noi și atunci și chiar din perspectiva aceasta că îl spune că stelele strălucesc, nu au fiecare strălucirea lor, noi de pe acum trebuie să ne pregătim la ideea aceasta în care cum îți trăiești viața pe în urmă? În funcție de cum îți vei trăi viața, cât de mult vei renunța la, la ambiții, la egurile tale și te vei lăsa modelat. Să vină, dacă ne gândim țin la greul Vine glia, în acea glia rece, spui, Bă, ce se poate întâmpla acolo? Dar tocmai Dumnezeu acolo îl lasă în mod intenționat ca să fie transformat acel bob, ca să prindă viață, să renască și nu doar spune un bob, aduce 10, 20, 60 și așa mai departe. Așa se, va întâmpla și cu noi. Trăind această viață pe acest pământ, trăind în ascultare, în umblare cu Iisus Hristos. chiar că trecem prin, spune Pavel, acum trecem prin o cară, vor fi trupuri, primi slavă, trupuri de slavă, în funcție de umblarea noastră și automat noi, trupurile noastre, într-adevăr e așa, pare un mic mister și într-adevăr unele chestii, e foarte greu să le putem explica, dar dacă însuși Domnul Isus Hristos a putut să fie și clar că a fost, de aceea avem dovada, nimeni nu i-a găsit trupul, nimeni nu a putut să-i găsească, să-i dovedească, Domnul nu are cum, păi, dacă de-a lungul secolor, pentru că abia l-a aștepta cineva, cei mai mari sceptici, să-i găsească trupul, zică, uite Domnule, că nu se poate întâmpla, sus, Pavel, cum spune, noi am fi chiar martori mincinoși. De aceea este un privilegiu incredibil să-ți seama, să și viața în ascultare, să seama că trupul acesta va fi supus putrezirii și cum ne spune Pavel tot, în, dacă nu mă găsesc în, în tesalonicen, în Tesalonicen, cum vom învia, ce trupuri deodată spune dintr-o clipită, noi vom primi trupuri noi, trupuri de slavă, e ceva ceea ce doar Dumnezeu poate să facă, dar noi prin umblare, ascultare și cum spuneam, se folosește natura să ne explice, mai ales oamenilor atunci, acum, fiind obișnuiți cu natura, chiar și noi acum, că fiecare dintre noi că, sigur au văzut un bob de gruș, dă seama cum se întâmplă, așa se va întâmpla și trupul nostru deodată, prinde viață, dar trebuie să fim supuși uh, putrezirii, dar totuși ca o mică brandeză ce minune va fi asta, asta mă fascinează și eu Personal, Daniel, îmi doresc și, ok, trec prin moarte, știu că voi fi la viață, voi fi înviat, dar îmi doresc să prindem viața lui Sios Hristos, să-mi dau seama, adică nu că a, neapărat vreau să fiu scăpat de, de moarte, ci să-mi dau seama, acum, spune Pavel, într-o clipită, noi vom fi transformați, vom fi trupuri de slavă și vom fi uh, uh, primiți de Sios Hristos în slavă și apoi ne ducem în, în veșnicie cu el. E, e mare lucru, e, pf, e, e minunat, că este al nostru. Este extraordinar, așa cum spuneai și. Îmi place foarte mult că domnul Isus. Dumnezeu a avut grijă de fiecare categorie și este foarte logic în tot șirul acesta al evenimentelor escatologice. E adevărat că multe lucruri rămân taine și spune Dumnezeu în Deuteronom 29, 29 lucrurile descoperite sunt ale noastre, ale copiilor noștri, celelalte rămân taine și sunt ale Dumnezeului nostru. Și la vremea potrivită, dacă e necesar, le vom înțelege și pe acelea. Însă, ceea ce trebuie să știm, deja Dumnezeu ne-a descoperit în scriptură și lucrurile sunt clare. Și interesant este că nimeni nu rămâne în urmă. Dacă morții vor învia cu un trup slăvit, un trup nou, cei vii vor fi și ei schimbați. Dacă în momentul acela, să zicem, vor fi în viață și n-am trecut printr-o moarte, Domnul Iisus Hristos va schimba trupul nostru, viu, într-un trup slăvit. E adevărat, pentru mintea umană e greu, greu de înțeles și de da. conceput. Și poate unii ar spune care ne ascultă, ne urmăresc în momentele acestea, sunt conii sau cum se poate întâmpla așa ceva. Mi-am să aminte de un episod din viața Mântuitorului, pe muntele Taborului, Acolo Domnul Isus i-a dus pe munte și spune un evanghelist, s-a dus să se roage. Ucenicii nu știau, erau cei trei din cercul intim al Mântuitorului, Petru, Iacov și, și Ioan. Și acolo s-a întâmplat o minune, au parte de o revelație, o descoperire. Moise și Ilie au coborât, au stat de vorbă cu Mântuitorul și erau așa fascinați, erau și adormiți și nu știau ce să înțeleagă, însă ce vrea să subliniez este faptul că ei l-au cunoscut și pe Moise și pe Ilie, deși nu au fost contemporani nici cu Moise, nici cu Ilie, dar probabil din tradiția orală, din trăsăturile acelea fizice pe care le-au avut profeții aceștia, Apostolii i-au recunoscut, au avut acele trăsături, să zic eu, omenești cu care au putut interacționa. Că și aici este o discuție: cum vom fi spirite, în ce măsură le vom mai recunoaște unii pe alții, vom mai păstra ceva din specificul caracterului, personalității noastre. E adevărat că nu avem toate detaliile și informațiile, însă. Cert este faptul că um, noi ne vom păstra din specificul personalității, Siguranță. din aceste elemente distinctive, pentru că noi am fost creați într-un fel unic de Dumnezeu și nu se vor pierde acestea cu siguranță. Îmi place foarte mult și mă duce cu gândul, te ascultam cu atâta atenție și imaginam acolo cum erau cinicii sus pe munte, deodată chiar Hristos însuși se transformă, îi vede pe Moise, pe Ilie, spunem noi schimbarea acela față în care înțeleg. Știți ce îmi place, Daniel? N-ai apucat să menționez. La un moment dat, după toate aceste lucruri, după ce percep toată această realitate a transformării, a... a, a altor, cum să zic așa, într-o dacă îmi putea să spunem așa, altă înfățișare, spune la un moment dat, nu e bine să facem trei colibi aici? Adică e vine cumva de jos, din, din pământul acesta, din tine aceasta în care suntem și am fost creați și care stăm prin toate lucrurile, provocările acestei lumi și așa mai departe și după că doar o fărâmă, o fărâmă din, am putea spune, din veșnicie, din uh, înfățișarea aceea, în lucrurile care sunt, ei spun la un moment dat, wow, cumva nu mai vrem să plecăm, vrem să rămânem aici, hai să facem, că nu spun la întâmplare, să facem acele trei colib, ce minunat, de -a, uite, încă, încă, o dovadă în care, dragi tineri și nu doar, să ne dorim cerul, să ne dorim veșnicia, să ne dorim, uh, cum să zic, acea frumusețe și strălucire. Dar, dar îmi place și continuul de aceasta Hristos, pentru că știe, atât de bine se spună, dragilor, încă nu este momentul, trebuie să coborăm de pe munte și să ne reluăm viața. Și ce vreau să spun cu acest lucru? oricât de mult am tânji și prima parte este, uh, da, e atât de frumos cerul, când mulți spunem, să scăpăm de greutăți cumva ca să, uh, să, nu mai trecem prin chin. Nu, nu, nu vreau să spun acest lucru, ci eu încă sunt aici cu voi, ți-am promis că voi fi cu tine în fiecare zi, mă voi îngriji toate nevoile tale și vreau încă să-ți modelez caracterul și încă nu este momentul să pleci de pe acest pământ. Nu privim prin pe perspectiva, Doamne, vino, salvează, ne că avem noi să vină Hristos să ne repească. Și Hristos vrea să-ți și nouă, chiar după această sărbătoare, dragilor, încă sunteți în viață. Dacă încă sunteți în viață, încă, înseamnă că încă am de modelat în caracterul vostru, chiar în trupul vostru, de ce nu? Dar în mod special, mai am treabă cu voi. Mai am treabă cu voi și vreau să mai duceți acea roadă care a fost de la, de ce nu, începuturile, încă din pântecele mamelor voastre. Am avut un plan cu fiecare dintre voi și vreau să, să veniți aici. Nu știu încă, dragul meu, unde ești? la început, la mijloc, la sfârșitul acestui drum, acestei călătorii pe acest pământ, dar Hristos să spun, dacă încă ești în viață, lasă-te în continuare modelat, privește spre El, privește la beneficiile, chiar aceste vieți prin care trecem, dar în mod special, până va veni să te aștepte în slavă, lucrează pentru El, identifică-te cu El, fă te asemenea Lui, slujește, treci cu, cu cum zic așa, cu greutățile acestea ale vieți cu brio, cu, cu, demnitate, pentru că încă Dumnezeu are să pregătească și încă așteaptă acel rod la tine. Și da, în mod special, fericită, nădejde va fi că noi ne vom înfățișa, vom fi față în față cu el, vom sta și, într-adevăr, spune Scriptura la fel, este logic, noi vom primi niște cununi. Spune, nu, a, iar ce. Păi, primești niște cununi care vor fi strălucitoare și culme din nou, spune. La un moment dat, noi vom lua acele cununi, pentru că ne dă seama că nu noi, până la urmă, ci Harul Hristos, cum spune și Pavel, le vom lua și le vom arunca la picioarele lui Iisus Hristos. E atât de minunată această, de a spun, umblarea fizică, apoi umblarea care va fi în veșnicii cu Iisus Hristos. Adică noi trebuie să ne îndrăgostim și chiar și Pavel. Doamne, parcă acum, nu știu, îmi -im imaginez spun eu, sau Daniel, facem acest colib, să, colib aici, să stăm în perspectivă. Nu, dragilor, mai am treabă cu voi, va veni vremea respectivă, așa că bucurați-vă de aceste zile. Da, interesant că Apostolul Petru a făcut acea frumoasă afirmație, este bine să stăm aici și sunt de fel în Evanghelie câteva specificații acolo, nu știa ce spune, era atât de fascinat că a vrut cumva să profite de momentul acela extraordinar în același timp, vroia să se bucure și de prezența celor doi oaspeți Mă gândeam că Moise, la un moment dat, a supărat pe Dumnezeu, și Dumnezeu nu i-a permis să intre în țara Canan, ci doar să o vadă de departe. Iată că, pe muntele taborului, Moise a coborât în Cananul Pământesc. După ce a intrat în Cananul Ceresc, în prezența Domnului, a avut, așa, o apariție temporară în care. Cumva Hristos Domnul acolo a discutat cu ei și de fapt își pregătea lucrarea de la cruce și se pregătea pentru ce urma în Ierusalim la Golgota. Mihai, suntem pe final de emisiune și știu că ar mai fi fost multe lucruri de spus, de punctat. Învierea lui Hristos ne-a dus speranță, multă speranță. Nu știu cât am reușit noi, discutând aici, să stârnim un pic din speranța aceasta a veșniciei. Pentru că Domnul a venit să ne-l prezinte pe Dumnezeu Tatăl, să ne deschidă cerul, calea înspre împărăția lui Dumnezeu și avem această speranță, noi cei care suntem copiii lui, că vom împărăți cu el, așa cum spuneai, vom domni. Și vom primi răsplăți, vom primi uh, treburi în împărăția acea nouă. Cum am putea să ne întărim în speranța aceasta? Pun întrebarea pentru că trăind pe pământul acesta, suntem atât de mult uh, furați, ispitiți, îngrijorați, uh, afectați de ceea ce se întâmplă, lucrurile acestea vremenice, îngrijorări, rate, probleme, copii. Evenimente triste, întristări, boli, și uneori parcă speranța aceasta se stinge în viața noastră, și uităm că perspectiva noastră nu e aici, e cerul, că nu doar pentru viața aceasta noi ne-am pus încrederea în Hristos. Da, foarte frumoasă și analogie și așa să încheiem cumva din nou, bineînțeles, nu doar în mod de dragul de încheia pozitiv. Mă gândeam acum ce spuneam, mă uitam la, la inelul acesta, mă duc aminte de o povestioară interesantă în care era un împărat care doria să fie când era supărat să fie fericit și când era fericit cumva să redivine la realitate și au zis că dă jumătate din împărăție uh, celor care îl vor ajuta să înțeleagă și să trăiască aceste uh, momente și l moment dat un, un uh, fierar foarte înțelept a zis că eu împărate pot să rezolv acest lucru Ce dați-mi un pic de aur uh, face un inel și acolo era gravat și asta va trece și asta va trece. Și se duce la împărat și spune, cum adică? Păi împărat, acum tu o duci atât de bine, uh, ta este la un apogeu, dar trebuie să-ți aduci aminte că și asta va trece. Și cumva îi spune lui, uh, dacă vrei ca, uh, cu momentele când vei fi supărat, când vei vedea că împărția ta cu siguranță va merge în regres, învârte și uite la acest semnal și spui, oh, și asta va trece, va fi altă perspectivă. Dar unde vrea să ajungă și care este uh, marea, curăjare și speranță, de acolo îi spune uh, cel ferarice, dar cu adevărat ceva ce nu va trece niciodată, din momentul în care tu, împărate, vei pleca de pe acest pământ, va fi acea prezența a uh, Dumnezeului cel care te-a creat, Dumnezeul cel care te poate mântui, pentru că e un împărat care nu era mântuit, uh, și cel care îți oferă viață veșnică. Deci, dragi dragilor, uh, dragi prieteni, tineri, ascultători, telescultători și așa mai departe, Chiar dacă treceți prin viața aceasta cu greutăți, boală, suferință, poate diagnostice grele, socioeconomic nu duce atât de bine, Hristos vrea să te încurajeze să spună, crede că eu însuși m-am întrupat, eu însuși am venit fiul de Dumnezeu să mă nasc într-o peșteră în cele mai umile locuri ca să mă identific cu tine, să trăiesc foamete, să trăiesc supărare, să trăiesc griji, să trăiesc lipsuri, dar am venit să te cuceresc, să mor pe cruce, să înviesc, să se nască credința în tine că eu sunt cel care pot să-ți iert orice păcat și chiar prin această viață în care treci îți dau această speranță că există ceva mult mai bun de pe acest pământ și anume viața veșnică și vorbeam de cele răsplătiri. Daniel, permitem să citesc câteva versete care să fie și mai mult cu un argument așa fizic, prin încurajare. Tot în capitolul 15, de la versetul 51, chiar până la versetul 58 și ultimul verset este, spun eu așa, apogeu. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. În perspectiva revenirii, vorbește Pavel aici. Într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbiță va suna, morții vor învia, ne supus și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta Supus putrezirei se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde se este biruință moarte? Unde se este boldul moarte întreabă? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar, și aici închei versetul 57-58, cea mai mare încurajare și speranță pentru tine, dragul prieten, drag ascultător. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință prin Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Și versetul 58, de aceea, prea iubiții mei, frați, fiți, hai să numesc, prieteni, dragi prieteni, fiți tari, neclintiți, Sporiți totdeauna în lucrul Domnului Că știți că ostenalea voastră În Domnul nu este zădarnică Într-un fel Amin. rămâneți credincioși Rămâneți ancorați în mine Rămâneți în promisiunile mele Și eu însuși Iisus Hristos vă dau harul Vă dau puterea, vă dau biruința ca să fiți biritor A păcatului și nu doar Și o vă avea grijă ca să fiți în veșnicie cu mine Prin credință în mine Fiți binecuvântați dragilor Mihai, mulțumim mult pentru prezența în emisiune, pentru contribuția uh, pe care a avut-o la subiectul nostru de astăzi. Îți mulțumim și pentru contribuțiile tale anterioare la emisiunile pe care le-ai pregătit aici. Mulțumim și celor din echipa Radio Voce Evangheliei București, uh, Timișoara, care uh, a colaborat în perioada aceasta cu noi, cei din București. Uh, M-am și încurcat pentru că Sunt am schimbat un pic ordinea dar ne bucurăm că ne ajută în proiectul acesta și chiar îți dorim multă binecuvântare, har, putere în slujire, binecuvântare în familie, în tot ceea ce faci și într-adevăr împreună să ne bucurăm de biruința Domnului nostru Isus Hristos, o biruință care ne dă și nouă putere, biruință și speranță. Amin. Asemenea, Daniel, mulțumesc mult și eu sunt, chiar spuneam, bucuros, onorat că, uite, în sfârșit împreună, nu trebuie să, eu știu, să intervenim noi, merge transmisiunea. Da, e o bucurie și sperăm că Domnul încă nu va reveni să ne ia la cer, să colaborăm, să fim acei oameni, acele exemple de urmat și, da, cu Iisus Hristos, prin Iisus Hristos, pentru El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Hristos este viu în vecii vecilor. Amin. Amin. Stimați prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii o Perspectivă 3D. Ne-am bucurat să fim aici găzduiți la Radio Vocea Evangheliei Timișoara și să l avem împreună cu noi pe Mihai Giurghiță, prezbiter la Biserica Creștină pe Evanghelie Harul din Timișoara. Împreună am discutat despre o pledoarie pentru învierea Apostolului Pavel, o pledoarie pe care ar trebui să o avem și noi în generația noastră, în secolul 21 să ne însușim să credem în învierea Domnului Isus Hristos, să ne bucurăm de beneficiile învierii sale și să îl așteptăm cu drag, să ne întărim în speranța aceasta a revenirii lui Hristos. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă încurajez să rămâneți alături de noi în acest proiect Media Like Him. Și să ne urmăriți pe platformele media, să distribuiți aceste materiale, să ne sprijiniți în rugăciune și Dumnezeu să vă binecuvinteze în tot ceea ce face și vom face împreună spre slava Lui. Să ne bucurăm de învierea Domnului. Până data viitoare, fiți binecuvântați!